Gheorghe Brega așteaptă de 7 ani să-și redobândească cetățenia română. Faptul că a câștigat procesul și a fost chemat în România să depună jurământul de credință pentru țară l-a făcut pur și simplu fericit. M-a determinat tergiversarea, deci întârzierea cu care ni se răspunde la petiții și conform legislației interne și internaționale, pentru a răspunde la o petiție, fiecare instituție ar trebui să respecte un termen de 15, maxim 30 de zile. În cazul nostru e vorba de 5 ani, s-a depășit cu foarte mult termenul respectiv. Procedura umilitoare și calvarul la care sunt supuși mii de moldoveni dornici să-și redobândească cetățenia română l-a supărat enorm. Și mai sunt supărat pe lipsa de reacție a autorităților. E vorba în primul rând de primul ministru sau de președintele țării, care cred că ar fi putut să intervină pentru dinamizarea procesului de acordare a cetățeniei române. Cu toată bucuria, Gheorghe Brega mai are de așteptat 6 luni până își va ridica actul care confirmă că este cetățean român, dar după ce va obține pașaportul, el nu va putea părăsi țara timp de 4 ani. Autoritățile au primit destule semnale prin care noi am țipat, am strigat în gura mare că ni se încalcă drepturile, că tergiversarea recunoașterii unui drept înseamnă automat și încălcarea drepturilor de cetățeni români. Din păcate, vocile noastre n-au fost auzite și probabil ar trebui să fie un număr mai mare de oameni nemulțumiți ca autoritățile să ne ia în calcul. În prezent, peste 100.000 de moldoveni au cetățenie română. Totodată, alte 600.000 de cereri din partea cetățenilor noștri au fost depuse la ambasada României din Chișinău și așteaptă să fie examinate.